Salutare, prieten! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Prieten, vai de noi și vai de grătărelul nostru! Nu mai poate săracul, de-abia răsuflă, îl vedeți și voi în ce hal arată, numai de la sâu, de la oaie! Acum am început în forță pe răcoare cu oița. Uitați aici cum stau fintanele. Cutunița și leuțul au vrut frigărui. Îl avem și pe vecinul Cină. Tot, tot finul lui Leo de la Strehaia. Suntem alături de bucătarul, că a venit mirosul până la noi acasă de oaie. Da. E nașul Leo, nu? Da, te-a botezat și pe tine. Uite, vedeți, alt fin lui Leo. Da, bă, 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 bă. Bagă, bagă bere. Vezi, iar de treci în partea asta, Cină. Că miros a fum, Cină. Păi mai plec undeva de aici până mai târziu. Nu merge. Mai avem aici, dar au pus cutunița plapuma. Peste carne. Plapuma oiței. Rider săracu, îi sătul ca ursul de dindă. De oaie, au zis că nu-i mai trebuie oaie. Uite, stă, sunt întins, gaz. Am zis că-l duc să-l spălăm, să mergem cu el, să se răcorească și el la râu la noi, dar n-am mai avut timp azi, am avut altă treabă. Du-te mâine cu el. Mâine îl duc, să știi că-l duc, Mărie, mâine. Arșa, ce arde. Frigăruile lui Leuțu. Pune-le și lua tot suc. Pune și lui Maria suc. E gheață. Păi le are în ladă. Da. Hai, da, să vedem și cum faci usturoiul. Deci prima dată puneți usturoiul, prieteni, și atâta frecați cu lingura. Puneți ulei. Și vegeta, secretul gustului, prieten, și amestecați acolo, pisați până bine, bine, așa. Se obține o pastă. Și după ce, ultima oară puteți pune și oțet, dacă vreți. Păi da, oțetul apă. Se pune, oțetul. Oțetul albește, și, că eu nu pun smântână, nu pun nimic. În decorațiunea, zi, pătrunjelul. Pătrunjelul, da. O să bag și niște mazlinuțe acum, niște ardei gras, dacă tot am pus pe grătar. Da, așa, să vedeți cum se face. Mamă, ce arsuri îmi dă cutință. Nici n-am mâncat azi ca să fac oița. De-abia am așteptat să răcurească, să facem oița. Și deja am arsuri. Nu, eu n-am o bere aici. Bă, uite. Uite că am... Bine că am văzut o bere de-asta rece. Bag o bere rece, prieteni. Azi e duminica. Da, o par cu apa aici, să-mi placă să bag. Hai că trebuie să le arăt cum punem oțetul. Am amestecat bine, bine, prieteni. Și pun oțet. Câte cantitate vrem noi. Și uitați, oțetul albește mujdeiul ăla și după aia pun apă și mai pun și ulei. Mai pus oțelă ulei. Vedeți cum înalbește. Zici că am pus smântână cu tunica. Da, dar n-am pus nicio smântână, nimic. Așa, stai, Leonu. Așa. Foarte mult amestecați așa cu oțet. Leuțu a pus o cămiță mică de apă. Apă am pus acum. Cât cantitate vreți să faceți? Și acum punem, prieteni, gustați, vedeți cum e după gust, să fie mai acru, mai cum îl vreți. Și puneți pătrunjelul și punem și mazline de așa. Pun și de așa, vedeți că te-ai de. Bagă acolo. Fără frică, eu răspund. Și ciuperci, puteți face ciuperci fripte în, ciuperci pe în, grătar și după în ulei, fripte la tigaie sau pe grătar. Sau pe grătar. Și după aceea le tăiați și le puneți aici, da. Sau întregi, cum și vreți voi. Și acum puneți verdeața. Unde-i verdeața? Vezi, îmi pun. Da. Și depinde cum vreți. Uite, eu am făcut o cantitate mai puțin, așa, în vol. Dar puteți să faceți mai multă.
să dizolvați. Puneți oțet mai mult, apă mai multă. Hai să aduc ăla. Unde? Hai, noroc, prieten. Aoleu, ce merge bere. Nu o mai pune ca aia, o bag în pipar, ca o, sau bag, ia de aici, stai că, uite, pardon, bag în pipar, că nu, la zi, e, nu. Că dă de ce ai subie, ce ai subie acum, după un moment. Stau, mă, sigur, de vin, ha? Dă de zi, e, ne ia, da. Da. Lasă că ia, lasă că ia, ia să-ți, lasă să mâncăm. Ziua, Iancule, la plecare să ne plătească bucătarul, nu? Păi așa se trebuie. Păi dacă vrei să ținem cu tine, să dăm note bune la da. Delicatesele pe care le faci, să scoatem buzunar. Normal. Mă duce și eu la mare de ce n-ai gene? N-are timp. N-are timp să meargă la mare. Păi dacă ești cu ăsta, cu părădaiță, cu ce ești acum? Nu, mărinița, mărinița. Mă lua două comeni. Acum nu ce faci, Iene? Cazan de 600 de litri. Da, ce faci? Cel mai bun. O, Iene, pe acolo ce ai făcut? Faci întreprindere de stat, de destilărie de alcool. Ia cum acara. Da, dai seama până dai drumul la proiect să da. Mă jocuie, ce de? Ha, bun, mare. Ori nu dai odată, dar de faci grâu. Ce faci ăsta unde pleci? Cine vine? Ha? Ce ai zis cine? Am primit cadou telefonul, mă întreba. Ah. La unde mă duc? Unde mă duc? Facem caza de unde sunt? Da. Să-ți dea accesorii noi. Ai pus aici părădaița cu tună, poți să o bagi acolo dacă vrei. Ce ai făcut geanul, de unde mai poți? Sau lași mușdeiul așa, fermecat. Oameni care mă fărăi. Aoleu, ce arde asta, o. Da? Bulibașa, e de acolo, n-am ajuns pe la aia. Pe zona lui, nu. N-am ajuns. Nu-i trebuie pe zona lui. N-ai recun că dacă te pune bulibașa pe noi. Trec pe lângă ea. Ericol mare. Să ardă astea, trebuie să le punem invers, știți voi, să dau cu astea mai în coada. Dar așa le-am pus, asta e. Băi, te-a promis zâmbătă că desfaci damigana cine? 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 Da, da, dă-i filmarea pe el. Te-a promis. A prins ocazia cu vezi. Are un din și ăsta. Duminica. A, vezi că vine Lucian. Da. Și atunci aduci, frate. Se pune problema. Vine că el până pleacă de luni și vineri se întoarce de la mare. Ce azi că trece pe la noi. Ardiu să fac cu așa. Nu, numai să fii și tu acasă, dar vedem. Uite, Leuțule, poți să-ți iei frigăruile. Hai, Leuțu, hai. Vezi că te arde. Marfă-i acum. Vezi că arde. Suntem acasă, unde să fie? Început de weekend. Da. Sâmbătă, unde să fie? Bine. Când te spun de să le agăți undeva cu tâna în cui. Dacă vii, vineri sunt. Sunt ei mici, de fac ei de amigdala. Ai alții, de la nepoți acolo, pe cum. Da, din trei trebuie să... Din trei prins pe unul, ca să fie de pe unul. Hai mă, mai e un pic și gata, e masa. Asta-i tare. E bolnav. Pieta de Europa, cum îl cheam? The Rider. Și Bobita ce-i? Bobita e al nostru ăla. Da, alu Leo, da. Alu Ursu, da, Leo. Ce, tu nu știi ce nu știi? Nu știa de numire asta, știa la Ursu. El și-o pus-o. Dar unde de nu e la ce? Că el trebuie să fie lângă tine. Aaa, păi și de ce? Cu Alin. Aaa. Acum au venit Alin acasă. A venit Alin și stă lângă el. Și nu mă, l-a rupt pe Alin. Toate genții, îi sparge genții, de... Alin închide mașina, el ia cheia, desface mașina. Hainele. Îmi place de copilul ăla de mod. Da, pe toată lumea îl iubește. Pe Bobiță. Hai mă, Lii, Angel. Lasă să sună omul, să vedem să sună omul prima dată, gine.
Da? Eu pun rezultatul. Și ardei de ăsta gras, capia de ăsta. Dar ce sunt alea? Milci? Ce e ăla? Ălea, cum îi zice, masline de alea. Aha, verzi. Și pun și roșii asta pe grătar. Bagă și roșii aia pe grătar. De pe grătar. Să iasă mai bun. Acum am pus și roșii așa. De pe grătar. De pe grătar, de, da. De? Așa, mulțumesc, Cătăline, că mai mă ajut și pe mine cu câteva cuvinte. Nici că nu pot să pronunț. Mamă, serios, prieten, cum arată acum mușdeiul ăsta, locotunița. Cred că ne-ar trebui 4 oi ca să mâncăm cu el. E și ardei de ăsta, o să-l toc așa bucăți. Copt așa. Am pus în apă aici, ca să ia coaja asta de cu... Leuțule! Du-te tu, te rog, nu dura du scaune, care scaun. Hai, care de aici, mai un scaun. Mama, ia-o, las-o, bere. Ia-o, bere, las-o acolo, cu bere, e rece. Da. Uite ce bere dau. Bună, uite, am băut de asta. Am băut și uite că e bună. Leuțul mi-a zis, de ce nu bei de asta? Ce bună e asta, Mărie? Păi să-i aduce din ăștia. Da. Câte una? Nu știu, 2,50 lei, nu știu cât e. 2 lei. Nu știu cum bei asta, nu știu. Dar uite, bei una, două de asta, dă-i bună, bere. Avem acolo ajutor de bucătar pe cină. Ia că fac ulei frigăriului, du-te, ia frigăriurile alea. Fii-te, mamă, leule, ia ulei. Uite, cine ajutor de bucătar, faci grătar acolo. Uite, sar să fac, că mamă, n-ai conduce. Da. Le plată o mamă, lei frigăriului. Hai să tragem asta masa. Ia prinde cutunul de acolo. Stai că te gândești, că te gândești la vinul ăsta. Cum arată, frate, acum. Ăsta e mujdeiul romano, mujdeiul țigănesc. Romașii plăcea mult. Da. Vedeți? Mujdeiul romano. Ia loc acolo. Ai scos ustensilele? Da. La cutunița, ce ai făcut aici? Wow, uite, ce aici e porția ta cu aia mai în sânge, cum vrei tu. Și asta e al lui Gianu. Porția lui Gianu. Ryder, hai la masă, bă. Hai da. Uite, porția ta aici. Eu și cu cinuța aici? Da, da. Ne ajunge cine cina. Cine desface Damigiana? Păi trebuie să le aduci și lor un tocător acolo cu tună. Mai e un tocător? Da. Și un cuțit. Un tocător și un cuțit să le aduci și lor acolo. Nu l-a dat că l-o bea. Nu, lasă două chile aici. Nu, nu-l bea. Cea mai mare greșeală să-i las lui 2 litri de vin să-ți dea ție. Cea mai mare greșeală posibil. Da. Că rămâi fără vin. Ăla, pune acolo în fața lui Verdea și lui Gianu. Și dă-le un cuțit să-și taie și ei acolo. Cine are cuțit mănâncă, cine n-are cuțit să... Da. Păi da. O, mamă. Pâine, mă. Pune pâine. Fără pâine, suntem la ghiuvetă, cum zice patroana. Chiar trebuie la ghiuvetă. Mai are un pic și vin și acasă. Hai să vă și încă tacă de acolo, Cadeau. Uite-o tacă de acolo. Am făcut ulițele. Bă, nu mai băga aia, că mai mult loc. Leuțu, da. Adun cu oamenii. Uliți aici, oamenii. Nu, le trebuie la oameni, gheață. Bine. Și încă tot. Adun pâinea, Leuțu. Dă-o furculță, rucina. Sau el ia cu mâna, ca noi, direct. Mânca nașul, Leo. Da, Leo, Leo, cu bă, hai să te desfacem la Bigean acum. Hai, hai să... Ca să fim siguri. Să fim siguri. Bine un fel din el. Bine două, un fel din el, da. Merge, cum să... Hai. Dar cum intrăm acolo? Pe nu omoară noastră. Nu, eu nu. Păi e chisă. Facem. Ajunge mai repede lângă ursul să râdă lumea de unde am venit la pușcărie, am sparcut. A fost așa la beci. Cine a tăiat cu cuțitul ăsta, frate? Direct cu mâna, ca să se servește la noi la strehaie, ci. Adu pâinea. Ce n-am pus mulțime de el acolo? Uite, adu și Maria pâinea. Până mâncați.
terminat-o, dar trebuia o lingură de asta mai mare. Merge jene. Ferdea, pune-ți mușdei acolo, pentru că doi ei dacă vrei. Tu dacă nu chiar, pune-i în farfurie acolo la om. Asta e mai bun mușdei. Ia lângă aia răuțul, iau de acolo. Asta aruncă bucata aia, dă-ne pe spate, bine. Să nu vrei sărat. Nu am probleme. Ia frate, pune acolo cu mușdei, ia și. Mamă, fardeiul ăsta, Leo, nu vei că să... Bază, frate. Stai-o pe asta, fă-i ce vrei. Aia, asta mare. La ce hotel să duci? La ce hotel să duci eu? Îl întrebi la care hotel? Hotel Dubă. Trăgea cu ușa spate și somberul. Hotel Dubă. Hotel Dubă. Ăla e al mai ieftin, da? Da. Toate cazările. Da, mai convenabil. Hotel da. Dubă. Da. Eu am fost la Dubai. Aia am fost la Dubai. Ești mechirgia, nu? La Dubai. Și cum a fost acolo? Povestește-ne și nouă, domnul Giaru. Foarte bine. Dar probleme cu mașina. Giaru a fost la Dubai cu mașina lui personală. Hotel Dubă. Așa se mănâncă în șatră, fraților. Hai, mamă, stai, mamă, aici. Și încă de-a. Stai, pe-a. Leuțul, rulă ăsta încurcă tot. Găleata-i pus aici, acolo. Hai, cum e găleata, mă, vrea cină. Uite, avem Maria pe asta, mai grasă. Hotel Dubai. Dubai, Dubai. Uite, Maria. Nu, tată, bucată. Nu. Sunt ia să mănâncă, Maria. Hai, cine ce faci? Te filmezi ce să fac? Cine, cameramanul? Atât. Dar bucătarul e cam mare, trebuie să mai luăm un telefon. Să-l prindem întreg. N-am loc acolo un cadru. Cum taie bucătarul așa bucățile astea frumoase. Nu frate, uite, și grație și... Nu ta nouă la multe, cu tu nicio. Acum, chiar că... Chiar e foarte bun. Cu ăsta, cu... Da, hai, și servește și tu. Leuțu! O frigărui de ăsta, nu mănânci? Ia tot cu ce, hai. Mie de cu tu. Mie de camina să pasă acum. Mie că mai rămâi scaunul. Uzi de la ea. Lasă că sunt scaune destule, Mario. Eu nu mă stema acolo liniștit, stai. Lasă-mă, mă, că mi-aduc eu scaunul. Uite, nu te-am frigărui. Era ce la plază. Unde? La noi, da. Nu e domnul? Aha. Bărinul motorului. Da. Pentru tine e ca mic motorul, bă, Ferdi. A plus cum mare? Nu, chiar e foarte mică apa acolo. A, mic. Unde acolo să pun? Nu, nu, nu face. La mor. Lângă pod. Acolo ai făcut-o? O, mai mic, e mic. Nu, la mult de bucătar. E mică apa la noi pe motorul, nu înțeleg. E. Nu. Pe timiș, da. La pod, acolo. Pe capete-mi. Ai fărat timiș.
Da, da, e scant acolo, Jean. Nu, mă. Jean nu știe să noate. Eu asta a zis. Am intrat în chimic al mare. El a fost salvaman, el și cu bobiță. Cum? Eu? Da. A fost la mare, erai tu în burtă la mare. Da. Așa e, așa, cu mare. Așa este. Pamărin, milionarul, pamărin. Cu diplomatul. Da. Și cu prajul. Și cu prajul. Uite, eu întreabă, unde e la titlul ăla diplomatul? În Egiptul. În Egiptul, ce-a zis? Am dormit pe el, ca să nu pierd loc. A dormit pe el. Ca să nu pierd loc, ca să fii sigur. Și Mitul și Leo veneau... După bani. Veneau să ia bani. Hai, cam atât, prieteni. Prieteni, vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit pe canalul domnului Leo de la Streaia. La revedere și Doamne ajută la toată lumea, prieteni. Vă dorim o duminică cât mai plăcută. Noapte bună, prieteni. Noapte bună, vă pupăm.